Hilde, îți mulțumim. Luare de ostatici într-un magazin dintr-o suburbie a Bruxellesului. 15 oameni au fost luați prizonieri noaptea trecută de un tânăr înarmat cu un cuțit. Potrivit primarului din Forest, acolo unde a avut loc incidentul, atacatorul este fiul unui consilier local. Suspectul a fost arestat. 15 persoane, clienți și angajați ai unui magazin, au fost luate ostatice marți seara în suburbia Foresta, capitalei Belgiei. 30 de oameni se aflau în spațiul comercial atunci când tânărul a început să-i amenințe cu o armă. Ahmed Ouartassi, tatăl atacatorului, și-a exprimat disperarea profundă în privința acțiunilor unuia dintre cei patru fii ai săi. Ouartassi a declarat că băiatul său suferă de ani de zile de probleme psihice. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Qui a pris une caissière, au départ une caissière. Après, il en a pris quelques-unes, plus des clientes. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Il négociait au téléphone avec quelqu'un. Voilà, moi je suis sorti par une sortie dérobée avec d'autres clients. Unii dintre martori au declarat inițial că atacatorul avea un pistol în mână. El ar fi strigat doar că nu vrea să ajungă la pușcărie. Ah oui, il avait un pistolet à la main. Qui brillait beaucoup. Qui brillait beaucoup. Mais je sais pas ce qu'il voulait. Je sais pas bien. J'étais pas trop loin de lui, mais je sais pas ce qu'il voulait. Autoritățile încearcă să stabilească acum motivele din spatele luării de ostatici. Poliția crede că incidentul a fost de fapt o tentativă nereușită de jaf și nu suspectează nicio legătură teroristă.